Continuăm cu alte știri. Deputații Blocului Comuniștilor și Socialiștilor au inițiat o moțiune de cenzură împotriva guvernului condus de premierul Dorin Recean și, în plus, cer și alegeri anticipate. Parlamentarii opoziției, susținuți de Igor Dodon, acuză executivul de incompetență și spun că miniștrii nu mai reprezintă interesele cetățenilor țării. Reprezentantul guvernului, Daniel Vodă, a refuzat să comenteze inițiativa opoziției. A făcut însă Adriana Vlas, purtătorul de cuvânt al PAS, care a declarat că cei care au fost până acum la putere sunt direct responsabili de faptul că Republica Moldova este în continuare o țară vulnerabilă. Ea a mai spus că actuala guvernare păstrează pacea și întărește economia statului. Aceasta este prima moțiune cu care se va confrunta guvernul Recean.